Dintre argumentele ce pledează în favoarea ipotezei că dacii și-au împrăștiat comorile în mai multe ascunzișuri se află și povestea comorii lui Martinuți. Descoperirea în evul mediu a acestor avuții este legată de comoara lui Decebal, aurul însușit de cardinalul Transilvaniei, fiind considerat o parte a tezaurului ascuns de regele Dac. Comoara lui Martinuți a devenit peste veacuri un caz și o vom aborda separat datorită controverselor pe care le-a provocat de-a lungul vremii. Lucirile aurului i-au hipnotizat pe pieții pescari hunedoreni ce își câștigau pâinea pescuind în apele râului Strei. Sub luciul apei, într-o surpătură de mal, la rădăcina unui copac bătrân, descoperiseră o comoară. Wolfgang Lazius, un umanist austriac, preciza în secolul al XVI-lea. Îndemnându-se a încerca mai încolo, au dat de o boltiță zidită sub apă, care se stricase prin rădăcinile lemnului și, cercând mai cu de-adinsul, au aflat și mai mulți galbeni, mai cu seamă de-a lui Lisimach, craiul Traciei, cu inscripție grecească. Așa cum am înțeles de la oameni vrednici de încredere, românii aceia au aflat la vreo 400.000 de galbeni și mulți sloi de aur. Fericiți, sărmanii pescari și-au dus bogățiile în taină acasă, unde le-au împărțit, convinși că dăduse norocul peste ei. Dar norocul este schimbător și când nu te aștepți, îți întoarce spatele, iar fericirea se transformă în năpastă, așa cum i s-a întâmplat celor ce soarta le-a oferit fabuloasa comoară. Câțiva dintre norocoșii posesori de aur și-au luat inima în dinți și au început să întrebe în stânga și în dreapta la argintari cam cât ar face aurul ca să afle prețul cel mai bun. Așa s-a răspândit ca fulgerul vestea că o comoară cu mult aur ar fi fost găsită în împrejurimi. Gărzile principatului au raportat comandanților, iar aceștia însuși fratelui Gheorg, alias George Martinuți, episcopul și guvernatorul Transilvaniei. Aflând de bogățiile ascunse, preacucernicul om al bisericii catolice uită pe dată porunca a 10-a, să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău și, tulburat de ideea risipirii aurului la prostime, puse de grabă să fie arestați descoperitorii și să fie supuși la casne dacă aceștia nu îi spuneau unde au aflat comoara, restituindu-i totodată aurul găsit. Îndată ce fratele Gheorg a obținut informațiile privind locul unde fusese găsit aurul, a trimis acolo oameni de încredere să facă cercetări amănunțite, doar va mai găsi ceva aur. Și nu s-a înșelat. Boltița de sub ape nu fusese golită cu totul. Una peste alta, prădătorul, în haine preoțești, a recuperat din ape și a confiscat de la ceilalți descoperitori circa 400.000 de monede de aur. Lăcomia sa nu fusese însă îndestulată, căci aflase că țăranii din partea locului fuseseră mai harniși ca el și ajunși înainte la tainiță, îl păgubiseră, apucând să încarce câteva care cu aur și să fugă cu ele în țara Moldovei, unde domnul Petru Rareș le oferise cu bucurie adăpost și protecție. Cățărat cu noroc pe o grămadă de galbeni, cardinalul spoliator Martinuți a început să-și dea în petec, aruncând fără socoteală banii în stânga și în dreapta. Proaspătul îmbogățit și-a ridicat o cetate la Gherla, în cămările căreia și-a pus la păstrat tezaurul, apoi și-a târguit ceva moșioare, printre care și pe cele de la Branisca, de la Vințul de Jos, unde și-a clădit și câte un castel ca să aibă unde se retrage la bătrânețe. Apoi, fiindcă lumea începuse să vorbească pe la colțuri despre hoția și lăcomia lui nemăsurată,
prelatul a încercat să-și asigure prieteni puternici, cadorisind pe fosta regina Ungariei, Isabela Polona, și pe fiul minor al acesteia, principele Ioan Sigismund Zapolia, al cărui tutore era, cu 5.000 de galbeni. Crezându-se apoi asigurat, cuviosul frate Gheorghe s-a dedat la politică, încercând să facă și să desfacă destinele principatului. Opt ani a durat huzurul prelatului pe banii dacilor până în anul 1551. Atunci, alertat de omul său de încredere, generalul Giovanni Battista Castaldo, privind urzelile politice cu iz de trădare în care era amestecat Martinuții și a comorii fabuloase pe care guvernatorul trezorier uitase să o predea curții imperiale de la Viena, împăratul Ferdinand I de Habsburg, hotărăște să pornească o anchetă lămuritoare. Se pare că ancheta privind o posibilă conspirație a lui Martinuții cu sultanul, împotriva intereselor austriece în zonă, precum și la o posibilă uneltire împotriva împăratului, a dus la concluzii defavorabile guvernatorului. În aceste condiții, Martinuții devenise dispensabil. Cardinalul a fost înjunghiat pe la spate și ucis la 17 decembrie 1551, în timp ce se ruga în castelul său fortificat de la Vințul de Jos. Ordinul asasinatului îi aparține lui Castaldo, dar după părerea mai multor istorici, totul a fost înfăptuit cu binecuvântarea împăratului Ferdinand I. Omorul a fost dus la îndeplinire de omul său de încredere, Sforza Pallavicini, cu sprijinul secretarului cardinalului Marco Ferrari. Nici mort, cardinalul nu și-a găsit liniștea. Trupul i-a fost mutilat, apoi lăsat neîngropat pentru 70 de zile. Într-un târziu, câțiva preoți credincioși i-au recuperat trupul și l-au înmormântat în catedrala din Alba Iulia, unde se găsește și acum. Asasinii au răscolit castelul după fabuloasele comori de care auziseră, dar au găsit doar 2.000 de monede de aur și 50.000 de ducați ungurești. În colecția imperială de la Viena a ajuns doar o parte din comoara dacilor, recuperată de generalul Castaldo din tezaurariatul de la Gherla. Cancelarul și istoricul Wolfgang Bethlen precizează dimensiunea tezaurului găsit la Gherla. S-a aflat aur nelucrat, funți 872, sloi de aur, funți 20, de argint nelucrat, funți 1387, sloi de argint, funți 466, galben de-ai lui Lizimach, 4.000, dintre care fieștecare făcea 4 galbeni ungurești. Informația este confirmată și de cronicarul Matthias Mills. În urma cardinalului au mai rămas covoare orientale, stofe fine, blănuri, o mare cantitate de pietre prețioase și o herghelie de 300 de cai arabi. Cărturarul Gheorghe Șincai face următoarea remarcă în Cronica Românilor. Iată cum s-a folosit călugărul George Monahul cu răpirea de la români. Despre locul și felul în care a fost descoperit tezaurul sunt însă și alte variante. Istoricul Ascanio Centorio relata în secolul XVI că aurul ar fi fost găsit în urma prăbușirii unui mal dintr-o veche cetate dacică situată în preajma Devei. Datarea comorii și motivul pentru care a fost aceasta ascunsă a provocat numeroase controverse. După unii istorici, comoara ar fi fost îngropată în jurul anilor 50 înaintea erei noastre. După alte păreri, tezaurul face parte din averea statului dac, ascunsă de Decebal.
Un alt motiv pentru care aurul ar fi fost îngropat ar fi că această comoară era o ofrandă adusă zeilor daci pentru protecție și prosperitate. Dimensiunea comorii este de asemenea controversată. Wolfgang Lazius susține că tezaurul era de 400.000 de monede, în timp ce un alt istoric, Froster, preciza că era vorba de numai 40.000 de monede de tip Lysimach și Cosson. Nu știm care dintre cronicari a greșit. Despre inventarul comorii, mai știm că la Viena a ajuns și un șarpe de aur umplut cu monede din același metal. Cronicarul Georg Kraus relatează în anul 1635 că principele Gheorghe Rákóczi, fascinat de povestea comorii, a continuat căutarea după bogățiile ascunse de Martinuții și a găsit o altă parte a comorii. Iată ce scria cronicarul. Toate lucrurile ascunse la Gherla și Făgăraș să fie deschise și căutate. Rákóczi a luat în stăpânire o comoară frumoasă, ascunsă de fratele Gheorghe, locotenentul reginei Isabela și alți principi. Soarta aurului descoperit de pescarii hunedoreni a fost să ajungă în cămările imperiale din Viena, iar o altă parte prin beciurile cetății domnești de la Suceava. Nu toată suma. O parte din banii necheltuiți de Martinuții au dispărut fără urmă. Unde? Am vrea să știm și noi. Nimic din comoara dacilor n-a rămas pe pământurile lor. Despre comoara lui Martinuții continuă încă să se vorbească. Felul în care a fost ascunsă comoara și mărimea ei copleșitoare pare desprins din relatările lui Criton ce au ajuns la noi prin Dio Cassius. Tezaurul dac a fost descoperit tot în albia unui râu, care mai mult ca sigur că a fost deviat tot într-o boltiță menită să protejeze tezaurul și mai mult decât atât, tot în același râu ce scaldă dealul pe care se află Sarmisegeduza Regia. Să fie acesta un indiciu că Decebal a ascuns mai multe comori? Ne mai poate aduce Streiul și alte surprize?